Prași surori, vă invit să ascultăm acum cuvântul pe care îl citesc din Evanghelia după Luca de la capitolul 14, începând cu versetul 15, pagina 1009 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca de la capitolul 14, începând cu versetul 15. Unul din cei ce se deau la masă cu Isus, când a auzit aceste vorbe, i-a zis... Ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns. Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți că că toate sunt gata. Dar toți parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din i-a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog! Un altul a zis, Tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâneat și a zis robului său, du te de în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciunci, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis, Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, Ieși la drumuri și la garduri și pe ceea ce vei găsi, silește să intre, ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Vă vi să ocupați locurile. Frați și surori, una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire vrem să fim fericiți. Oamenii din diferite domenii ale științelor au încercat să definească fericirea. Și concluzia la care au ajuns a fost că e foarte greu să spui, să definești ce e fericirea. Pentru că s-ar putea să fie definiții foarte diferite în funcție de felul în care noi așteptăm să fim fericiți. Cu toate acestea, dicționarele definesc fericirea ca acea stare de mulțumire interioară deplină și intensă. Sau este starea omului căruia nu îi lipsește nimic și este pe deplin sănătos cu trupul și cu sufletul. Cum vreau să vă întreb, căruia dintre oameni sau care dintre oameni ajunge până în faza aceea în care să zică mie nu-mi lipsește nimic? Oricât de mult am avea, dragii mei, parcă tot simțim că ne mai lipsește ceva, într-un domeniu sau în alt domeniu. E când ne uităm la fericire din perspectiva scripturilor, vedem că scriptura definește sau vorbește despre fericire din cel puțin trei perspective. Fericirea omului în general, adică omului fără Dumnezeu. Omul care nu îl pune în calcul pe Dumnezeu și când este în căutarea fericirii, o face prin prisma experiențelor, a plăcerii, a acumulărilor. Și pentru că el nu are niciun Dumnezeu, nu se gândește la Dumnezeu, omul acesta nu are nicio problemă, dragii mei, pentru atingerea acestui obiectiv să se simtă mulțumit, să se simtă bine, chiar și să păcătuiască. De aceea Sfânta Scriptură vorbește undeva în Vechiul Testament, în Psalmul 73, de fericirea celor răi. Și zicea psalmistul, când mă uit la fericirea celor răi, îi văd că sănătoși, nimic nu-i tulbură până la moarte, au mai mult decât le-ar trebui, îi se ochii de grăsime și toată fericirea acestor oameni fără Dumnezeu gravitează în jurul acestor experiențe de viață. Să fie bine, să râdă, cum spune psalmistul acolo, să aibă tot mai mult. Ei, dragii mei, când te uiți de undeva din exterior, fericirea aceasta pare ispititoare. Până și psalmistul a zis, mai că venea să vorbesc ca și ei. Adică, de ce să stau să, să mă sfințesc în fiecare zi? De ce să mă preocupe relația mea cu Dumnezeu în fiecare zi? Când eu care mă preocup de relația cu Dumnezeu și mă sfințesc în fiecare zi, în fiecare zi sunt bajocorit. Cei care nu au niciun Dumnezeu sunt fericiți din această perspectivă. Deci, este un aspect al fericirii. Biblia vorbește despre fericirea spirituală. Fericirea spirituală vine din relația mea cu Dumnezeu. Acea relație cu Dumnezeu, relație bună cu Dumnezeu, care îmi dă o stare de liniște sufletească. S-ar putea să nu am cât au ceilalți, s-ar putea să nu experimentez și experimentează ceilalți, s-ar putea să nu fiu la, la fel de sănătos ca ceilalți, dar în relația mea cu Dumnezeu, sunt în ordine și relația asta îmi dă o stare de liniște sufletească, de pace la untrică. Ați experimentat aspectul acesta al vieții, al fericirii vieții, dragii mei. Și relația asta cu Dumnezeu, relația asta bună cu Dumnezeu vine din rezolvarea problemei păcatelor noastre. Păcatele ne apasă, dragii mei, vinovăția păcatelor apasă în cugetul nostru, în conștiința noastră. Când am rezolvat problema păcatelor, dragii mei, vine acea liniște de la Dumnezeu. De aceea zice autorul Psalmului 32, ferice de cel cu păcatele iertate și cu fără legile acoperite. E fericit. Și omul acesta care își rezolvă problema păcatelor și experimentează această fericire, își are fericire din abundență pentru că este într-o continuă căutare a lui Dumnezeu. Zice Psalmul 73, cât despre mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Mai că Biblia vorbește despre un alt, al treilea aspect al fericirii. Fericirea eternă, fericirea veșnică. Noi care credem în Dumnezeu, care am luat cuvântul acesta despre care ne s-a predicat ceva mai devreme ca baza existenței noastre, a trăirii noastre, dragii mei. Credem că există viață dincolo de moarte. Credeți lucrul acesta? Amin. Nu știm toate detaliile despre viața de dincolo de moarte. Sunt crâmpei în Scriptură. Numai ceea ce înțelegem din Sfânta Scriptură este că viața dincolo de moarte va fi o viață fericită. Și zicea omul ăsta care a început, cu care a început domnul Pilda aceasta, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu, adică dincolo de viața aceasta. acea fericire va fi dată de faptul că toate lucrurile care ne mai nefericesc în viața asta vor fi înlăturate. Nu va fi plâns, nu va fi durere, nu va fi boală, nu va fi moarte. Dumnezeu va șterge lacrima din ochii oricui. Pentru că lucrurile din tâi au trecut, astea care ne aduc nefericire aici în lumea aceasta, sunt îndepărtate. Și va fi fericirea cea veșnică cu Dumnezeu. Numai că Domnul Iisus Hristos, când aude remarca acestui om care zice fericit de acela care va plânzi în împărăția lui Dumnezeu, Domnul nu neagă asta, nu spune că nu va fi fericit. Ceea ce spune Domnul și despre asta, vreau să predic în această dimineață, în câteva minute, este că sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Prin felul în care trăiesc aici în viața aceasta, în lumea aceasta, dragii mei, prin atitudine sau deciziile pe care le au, își pun în pericol fericirea eternă. Și spune finalul acestui, acestei pilde așa, că își vă spun că niciunul din cei poftiți nu vor gusta sau nu va gusta din cina mea. Adică nu va gusta din fericirea aceea. Oameni care își pun în pericol fericirea eternă. Și când Dumnezeu pune în fața noastră acest cuvânt, Uneori avertizment, și asta este avertizment, dragii mei, pe lângă ceea ce ne s-a spus mai înainte. O face pentru că Dumnezeu vrea să nu ne periclităm fericirea veșnică, vrea să fim fericiți acolo. Deci, mei, poate o să mă duc foarte repede peste câteva gânduri din, din subiectul acesta. Mai întâi de toate, oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu. Adică oameni care nu vor să țină cont de ce zice Dumnezeu. De ce oferă Dumnezeu. Și oamenii aceștia, dragii mei, îl sfidează pe Dumnezeu nesocotind harul lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură că Domnul a început pilda aceasta și a zis așa. Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Întrebarea este pe ce criteriu a poftit? Ce merite aveau ăștia? Mai dacă mă uit mai jos în, în Cuvântul lui Dumnezeu, spuneți-mi la scriptură că uh, s-a dus să cheme pe cei care erau săraci, care erau ciungi, care erau. Aveau, sau pe cei care erau la uh, încrucișările de drumuri. Să se umple o daie. Întrebarea mea este, bolnavi, ciungii, cei care se la încrucișările drumurilor, ce merite aveau să vină la, la, la uh, sărbătoarea asta, la cina asta? Aveau vreun merit? Și atunci nu înseamnă că era har. Cum întrebarea este, o pun mai departe întrebarea, bun, sunt chemați, poftiți prin har și ăștia prin merite personale? Sau toți prin har, dragii mei? Ești oamenii aceștia care zic, auzi, am, am cumpărat un ogor, mă duc văd, sau am cumpărat cinci perechi de boi, de mă duc să le, le încerc. Cu alte cuvinte, nu mă interesează harul tău. Credeți că sunt în lume asta oameni Oameni mergători la biserică, care în anumite circunstanțe de viață, prin, prin decizia, prin ceea ce fac sau spun ei, dragii mei, fără cuvinte s-ar putea, dragii mei, să zică, nu mă interesează harul tău, eu le-am pe ale mele. Ei, oamenii ăștia îl sfidează pe Dumnezeu nesocontindu-i harul și nesocontindu-i, dragii mei, onoarea pe care le-a făcut-o. Nu ori, domn, Spune Sfânta Scriptură că stăpânul acestei case vrea să stea la masă cu cei chemați cu cei invitați, cu cei poftiți, cu cei care au răspuns aceste invitații. Domnul Iisus Hristos a zis la un moment dat, vreau să fac sărbătoarea cu voi, adică cu voi cei chemați, cu, cu cenicii. Și sărbătoarea din împărăția lui Dumnezeu va fi o sărbătoare pentru cei chemați care au răspuns chemării lui Dumnezeu. Dragii mei, oricând eu, eu nesocotesc această onoare pe care mi-a făcut-o Dumnezeu să mă cheme, să mă placeze în biserica lui Dumnezeu, cum se spunea cea mai înainte, dragii mei. Când ne socotesc această onoare, îl sfidez pe Dumnezeu. Niciunul din aceștia care îl sfidează pe Dumnezeu nu va gusta din fericirea veșnică. În al doilea rând, oamenii aceștia care își pun în pericol fericirea veșnică sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Fiecare dintre noi, frați și surori, dacă asta să vă pe fiecare bună oară, ce aveți de, de, făcut pentru mâine, aveți niște priorități. Eu am în capul meu cam ce vreau să fac mâine, dacă vă vrea Domnul. Fiecare avem. Și de regulă, prioritățile noastre, adică lucrurile care sunt înainte altor lucruri, sunt planurile noastre. Că bună oară, cum spunea fratele Radu, eu am zis de aici de la învânt, fraților, marți de la ora 18 avem rugăciune. E un plan al bisericii. Dar dumneavoastră aveți planul dumneavoastră. Care, în capul dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, devine prioritate înaintea planului Bisericii. E adevărat sau nu e adevărat? Pentru că, frați și surori, planurile noastre devin prioritățile noastre. Și întrebarea este, cum ne facem noi planurile? De regulă ne facem planurile în funcție de lucruri importante. Adică ceea ce ni se pare nou că este important. Dacă bună un tânăr vrea să se pregătească pentru viață, el stă la bibliotecă, el stă acasă și învață și studiază și cercetează și alții se duc dintr-o distracție într-o altă distracție. Pentru el este important să se pregătească pentru viață. Pentru un tânăr s-ar putea să, să fie important să se căsătorească și este important. Și alții se duc dintr-o parte în alta și el s-a concentrat pe lucrul ăsta important și investește acolo. Dar pentru alții, dragii mei, planurile sunt date de urgențele lor. Spune omul ăsta de aici, uh, am cumpărat un ogor și... Și? Puteți zice ce scrie în Biblie? Trebuie să mă duc să-l văd. E urgent să mă duc să-l văd. A intervenit o urgență în viața mea. Dar, dragii mei, indiferent de cum sunt formulate planurile din cauza lucrurilor importante sau urgente, atunci când planurile noastre devin prioritățile noastre, dragii mei, s-ar putea să ne punem în pericol fericirea veșnică. Câți din locul acesta vreți să fiți fericiți în împărăția lui Dumnezeu? Dar suntem dispuși uneori să renunțăm la planurile noastre? Știți de ce nu suntem noi dispuși să renunțăm la planurile noastre de foarte multe ori, dragii mei? Știți de ce? Pentru că nu ne vine foarte greu să acceptăm că există planuri superioare planurilor noastre. Adică cineva mai mare decât noi, cineva superior nouă, poate să facă planuri pentru noi. Ma, e aici stăpânul ăsta. Planul lui era să înceapă sărbătoarea. Și erau oamenii ăștia cu planurile lor. Omul ăsta, stăpânul ăsta, cel care i-a chemat, care i-a invitat, care le-a dat har, le-a dat acest statut uh, nobil, dragime, important, să fie chemați la sărbătoare, stăpânul ăsta, dragime, sau planul acestui stăpân, trebuiau să primeze înaintea planurilor lor. Credeți că Dumnezeu s-ar putea să aibă planuri peste planurile noastre? Acceptați să aibă Dumnezeu planuri peste planurile dumneavoastră? Vechiul Testament. Mereu spun exemplul ăsta al lui Moise, care avea planurile lui. S-a retras liniștit și stătea acolo lui. Și a venit Dumnezeu din cer și a zis, Moise, am un alt plan pentru tine. Vreau să te trimit în Egipt. Sau ce ucenicii stătea la Marea Galilei cu, cu planul lor să pescuiască, să-și întrețină familia și a venit Domnul Iisus Hristos pe acolo și a zis am alt plan pentru voi, vreau să vă fac pescar de oameni îndată au renunțat la planurile lor. Dar nu ne vine foarte greu să acceptăm că există planuri superioare planurilor noastre. Că Dumnezeu poate să, să vină și chiar să ne, să ne, distrugă planurile noastre. Pentru care Dumnezeu planul lui? S-ar putea uneori să nu le distrugă, să ne lase, să ne lase, să ne lase, să ne ducem cu planul noastre, dar să ne spună, am alt plan cu tine, noi nu renunțăm la planurile noastre adeseori pentru că ne vine foarte greu să acceptăm că există planuri nu doar superioare, mai bune decât planurile noastre. Știți, noi facem planuri, când facem noi planurile, le facem gândindu-ne la binele nostru. E adevărat? Că dacă ați -a făcut planuri pentru mâine, precis nu le-ați făcut pentru binele nu știu cui din centrul Clujului. L-ați făcut pentru binele dumneavoastră, a casei dumneavoastră. Și atunci când noi facem planuri, dragii mei, o facem pentru binele nostru, gândindu-ne că nimeni nu se poate gândi la binele nostru cum ne gândim noi la binele nostru. Numai că există cineva care știe ce este mai bine pentru noi decât știm noi înșine ce e mai bine pentru noi. Nu vă vine să credeți. A zis Dumnezeu către Eva în Vechiul Testament, către Adam și către Eva, puteți să mâncați după plăcere din toți pomii din grădină. Dar este unul din care să nu mâncați. E bine sau e rău că a interzis Dumnezeu primei familii să mănânce din pomul acela? Era bine sau era rău? A venit diavolul și a zis, e rău că nu ai voie să mănânci. Ar fi bine să poți să mănânci. Și ar fi bine să treci peste interdicția, peste porunca asta și să vezi ce bine o să fie. Dar, dragii mei, Dumnezeu, Dumnezeu avea un plan mai bun. După cum Dumnezeu are un plan mai bun pentru mine și pentru fiecare de Știți de ce? Pentru că planul lui Dumnezeu nu vizează doar viața asta. Ascultați-mă! Planul meu de cele mai multe ori vizează viața asta. Să mâncăm, să ne veselim, să o ducem bine, să avem, să nu avem grija zilei de mâine, cum se spunea să aibă copiii noștri. Dumnezeu vizează eternitatea mea. Că atunci când a venit Domnul Isus Hristos în această lume, dragii mei, coborât din cer de la Tatăl, a venit nu doar ca să ne pună pe noi deoparte din lumea asta, și să nu fim bolnavi și să nu fim săraci și să nu avem probleme în lumea asta, să fim o categorie specială de oameni în mijlocul populației de pe planeta Pământ, pentru că noi suntem creștini. Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră pe Domnul Iisus Hristos care să zică, vă dau viață veșnică. Vă dau viață veșnică. De aceea a venit Domnul în această lume. Să țintească spre viața de dincolo. Și poate că uneori Dumnezeu ne trece prin situații complicate în viață, tocmai pentru ca să ne deslipim de lucruri care ne țin legați de viața asta. Și să ne pironească privirile spre împărăția lui Dumnezeu, spre lucrurile lui Dumnezeu, spre veșnicia lui Dumnezeu. Noi nu avem tăria să ne, să ne punem deoparte planurile noastre, dragii mei, pentru planurile Domnului. Pentru că ne vine greu să credem că El ar avea planuri mai bune pentru noi decât avem noi în Mai spun un gând, dragi mei, și apoi închei, în al treilea rând. Oamenii aceștia care își pun în pericol fericirea veșnică, sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Spune Sfânta Scriptură că oamenii aceștia care au fost chemați cu ceva vreme mai înainte de a fi gata cine asta sau cum în pilda nuții fiului de împărat, de a fi gata nunta. Oamenii aceștia, când au fost toate pregătite și robul s-a dus să-i cheme să înceapă sărbătoarea, au zis, nu putem veni. Formulându-și fiecare câte o scuză. E adevărat? Am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Am cumpărat cinci perechi de boi, trebuie să mă duc să încerc. Tocmai m-am măsurat. Fiecare au început să se dezvinovățească, să se scuze. Mă, frații mei, fiecare dintre noi avem momente în viață când ne scuzăm. Uneori scuza este o realitate. Cu ceva vreme, cu vreo două, trei săptămâni în urmă, m-a sunat un frate din Moldova să mă invite la o binecuvântare acolo și am zis, frate, nu pot să vin. Nu pot să vin pentru că chiar în, după masa aceea sunt programat într-un alt județ la evangelizare. Era o scuză bazată pe ceva real. Numai că de foarte multe ori scuza este o invenție. Zice unul dintre ei, chiar dacă se leagă de o, de o, o faptă reală, zice unul dintre ei, am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Era o realitate că a cumpărat un ogor. Domnul nu zice că nu era real. Am cumpărat 15 perechi de boi. Nu zice că n-a cumpărat 15 lei de boi. Tocmai m-am măsurat. Nu zice că nu s-a însurat. Invenția care era, dragii mei, legată de scuza asta era că din cauza asta nu pot să vin. Nu asta era adevărul. Nu asta era adevărul. Adevărul este că nu avea inimă să se ducă. Putea să lase deoparte cercetarea ogorului sau încercarea boilor. Sau putea să lase deoparte Scuza asta era o invenție. Și de cele mai multe ori, scuza noastră este o invenție. Nu că nu putem. Că dacă chiar am vrea, am putea. Sunteți de acord sau nu? Dacă noi chiar am vrea să ajutăm pe cineva, dintr-un dintr pumn de făină și câțiva strop de unde lemn, am putea să ajutăm pe cineva, e adevărat? că Dumnezeu face minuni dintr-un pung de făină și din câțiva strop de un de lemn, cum a făcut la văduva din Sarepta. Dar nu prea vrem. Dacă noi am chiar vrea să mergem la părtășia bisericii și duminică dimineața și duminică după masă, spuneți fraților, am putea dacă noi chiar am vrea. Undeva în Liverpool, cum mai multe vreme nu a fost o conferință, a fost invitat primarul orașului și la conferința aceea s-a pus și întrebarea de ce oamenii nu prea merg la biserică. Și unul pe rând au trecut pe la microfon și unul s-a dus la microfon și a zis, domnilor, eu nu mă duc duminică la biserică pentru că este singura mea zi liberă și vreau să stau cu familia. Grozav, nu? S-a dus altul și a zis, eu nu mă duc duminică la biserică pentru că toată săptămâna muncesc foarte greu, de pur efort. Și duminica stau acasă să mă odihnesc. A trecut un altul și a zis, eu nu mă duc duminica la biserică pentru că uh, predica este prea lungă și obositoare. Și într-un final s-a dus la microfon un bătrân. Și bătrânul acesta a zis așa, oameni buni, de o oră și jumătate ascult oameni care trec pe la microfonul acesta și niciunul nu spune adevărul de ce oamenii nu merg la biserică. Toți spun scuze. Adevărul pentru care oamenii nu merg la biserică este depravarea umană. E valabil și pentru astăzi. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oameni care caută scuze pentru, dragii mei, deciziile lor. Când Dumnezeu cheamă, fiecare avem câte o scuză. Fie să nu ne implicăm pentru că avem scuze, fie să nu, să nu ne ducem ca că avem scuze, Uh, scuze, scuze, scuze. Și de fapt, dragii mei, adevărul este că nu avem inimă. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze, mă opresc aici pentru că vreau să ne rugăm lui Dumnezeu. Deci, mei, suntem în biserica Domnului. În centrul nostru, preocupărilor noastre ar trebui să fie cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu. Și de cât ori suntem în locul acesta, dragii mei, rugăciunea noastră poate nerostită cu voce tare ar trebui să fie vorbește, Doamne, că robii tăi ascultă. Ar trebui să fie această legătura noastră unii cu alții, chiar dacă suntem foarte diferiți. Și ar trebui să pricepem, dragii mei, că prin decizia noastră de fiecare zi, inclusiv decizia de duminică, și apoi de luni, de marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, nu ne putem pune în pericol fericirea noastră eternă. Dumnezeu ne-a chemat să fim fericiți în împărăția lui Dumnezeu. Pentru noi pregătește sărbătoare. Pentru noi Dumnezeu prin Hristos, dragii mei, face sărbătoare în veșnicia lui Dumnezeu. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta. Haideți să ne ridicați în picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu din cer să ne primească și rugăciunea și să ne ajute, dragii mei, să facem în fiecare zi ceea ce vrea Dumnezeu să facem și când va chema Dumnezeu pe aleșii Lui, să înceapă sărbătoarea să fim acolo. Dumnezeu să ne binecuvinteze amin.